Echipa 5 Star Skill Moves versus echipa 5 Star Weak Foot. Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe canal. Avem aici un experiment destul de interesant. Nu l-am făcut experimentul ăsta până acum, deși cam trebuia să-l fac de mult, însă nu știu de ce l-am tot amânat. Astăzi avem în partea stângă echipa cu 5 stele Weak Foot și în partea dreaptă echipa cu 5 stele Skill Moves. Hai să vă prezint echipa cu 5 stele Weak Foot prima oară. Dar înainte să vă prezint echipa, nu uitați să lăsați un like acolo. Hai să facem 1500 de like-uri la acest videoclip dacă mai vreți clipuri de genul pe canal. Începem cu atacul. În atac îl avem pe Ben Yedder. Ben Yedder efectiv e rupere în Ultimate Team. Sperăm că o să rupă și aici la meciul ăsta minunat, de asemenea și în carieră, pentru că vom avea un meci 1v1 și vom avea și un experiment la carieră. În fine, avem Ben Yedder și Harry Kane aici în atac. Un atac decent, îl cam strică Harry Kane, dar nu mai contează. Pe partea stângă îl avem pe Ronaldo, zic eu că o să rupă în meciul de 1v1 pentru că o să dea foarte multe șuturi de la distanță. Îl avem pe KDB aici la mijlocul terenului alături de Toni Kroos, un duo fatal destul de lent, însă sper eu că o să facă față. Pe partea dreaptă îl avem pe Corona, Corona are de asemenea și 5 stele skill moves, însă nu prea aveam pe cine să bag pe partea asta, așa că l-am băgat aici pe Corona. Îl avem pe Mendy care are și el 5 stele weak foot. L-am fundat stânga sau l-am fundat lateral, vezi destul de rar chestia asta să folosească ambele picioare. Mai departe, îl avem pe Tomiyasu. Tomiyasu văd că e right back, dar poate juca și CB, dacă nu mă înșel la Arsenal joacă CB. Are și el de asemenea 5 stele weak foot. Kerrer are și el de asemenea 5 stele weak foot, nu știam chestia asta. Dar bravo lui frate, ce să zic. Și îl mai avem pe Darmian, nici la Darmian nu știam care are 5 stele weak foot. Însă cu ocazia clipului ăsta aflăm și noi chestii noi. Mai departe, portar îl avem pe Forster. Nu știam că există portar cu 5 stele weak foot. Și dacă era să ghicesc că ar fi un portar cu 5 stele weak foot, nu mă așteptam să fie Forster. Mă așteptam de exemplu să fie Neuer. Însă îl avem pe Forster aici și mai erau câțiva. Mai era și Newball și mai erau ceva portar Silver. Da, Forster are 5 stele weak foot. Și mergem la echipa cu 5 stele skill moves, băieți. Dispar așa puțin, ala Kazam. Începem cu atacul. Clar, echipa asta arată mult mai bine, părerea mea. Deci în atac deja avem Greylor. Îl avem pe Ronaldo și pe Kylian Mbappe. Ronaldo, 5 stele skill moves, după cum se poate vedea. Ar fi meritat și 5 stele weak foot, dar nu mai contează. Probabil că ar fi fost mult prea OP dacă ar fi avut 5 stele weak foot. Și Mbappe și el cu 5 stele skill moves. Neymar de asemenea are și el 5 cu 5 aici. Pogba are și el de asemenea 5 stele skill moves. Thiago nu prea l-am văzut eu să facă scheme, însă e foarte bun driblor, dar în FIFA are 5 stele skill moves. Mai departe l-avem aici pe Mahrez, care are și el de asemenea 5 stele skill moves. Deci face omul ăsta niște stopuri, cum rar mai vezi. De asemenea și Marcelo e bun pe stopuri. Da, îl avem aici pe Marcelo. De Vrij nu are 5 stele skill moves, însă are un cartonaj special în Ultimate Team care are 5 stele. Sanchez de asemenea nici el nu are 5 stele, dar are cartonașul ăla special. Cuadrado are desigur 5 stele, iar Neuer din nou are cartonaj special. Așa că hai să mergem să băgăm echipele astea într-un meci. Trebuie să apar și eu frumos acum pe ecran. Bam! Hai să începem meciul de 1 versus 1, Manchester City versus Manchester United, derby nebun aici. Hai De Bruyne, dă-i gol. Mamă, ce bine a tras, ești nebun. Mamă, ce mișto arată stadionul. Fantastic arată stadionul. Și noi pur și simplu trebuie acum să băgăm tastatura și controlerul pe mijloc și să începem meciul ăsta. Minunat, bam, bam. Și hai să comentăm meciul, frate, să vedem ce iese. Și l-avem pe Kylian Mbappé. Kylian Mbappé pasă acolo la Cristiano. Bă, Cristiano, ești atacant, nu ești fundaș să bagi slide goluri. Ok, îl avem pe Harry Kane, pasă acolo la Corona, dar aici scrie Tecatio sau nu știu cum naiba scrie. Darmian aici, ce freză nebună din partea lui Darmian, zici că e Ian. Mamă, și Ronaldo, v-am zis că dă gol de la distanță, v-am zis că bagă șuturi nebune Ronaldo. Ronaldo aici marchează. Bine celebrarea asta. Haide! Da, reușește Ronaldo să marcheze, nici măcar n-am fost pe fază, eram concentrat pe părul lui Darmian. Și Ronaldo reușește un mare finesă acolo, îl bate pe Neuer și deja se face 1-0. Ce șut forță, mamă, dar cum i-a făcut piciorul, zici că are picior de gumă Son. Da, 1-0, deja minutul 8, nu așteptam la asta. Mahrez se oprește acolo, ai văzut ce schema a făcut Mahrez, bam, așa decât din... Din umăr a făcut-o. Spațiu, Ben Yedder ține de balon. Ce bine ține Ben Yedder de balon. Ben Yedder urcă. Ben Yedder cu câteva biciclete. Se pare că el are 5 stele skill move. Și De Bruyne face 2-0. Nebunie totală. Mamă, s-a terminat, ești nebun. S-a terminat.
Cred că va fi o umilință pentru băieții cu 5 stele skill moves, pentru că, după cum se vede, Ben Yedder și De Bruyne sunt în formă maximă. În combinație bună aici din partea celor doi, și De Bruyne marchează acolo la colțul scurt. Neuer efectiv n-are nicio șansă, 2-0 minutul 16, văd că se marchează din 8 în 8 minute. Da, o să avem un gol și în minutul 24, după calculele mele matematice de Einstein. Viteza o pasă la Cristiano! Mamă, ce centrare proastă! Se duce totuși în margine, centrează către Cristiano, lovitură de cap! Și Forster are o super paradă, deși cred că mingea se ducea în out, cel mai probabil. Nu cred că se ducea pe spațiul porții, dar pare că se ducea în out mingea asta. Thiago ține de balon, Ronaldo, combinație bună cu Mbappé și Mbappé face 2-1, recuperează din avantaj cei de la Manchester United, adică băieții cu 5 stele skill moves. Mamă, au și transpirat, s-au plouat afară. Bă, ce se întâmplă, mă? Bă, ce mi-arată, mă, jocul? În fine, mingea nu cred că a ieșit acolo în out, pasă bună din partea lui Ronaldo, călcheie acolo superb și, cum am zis, Mbappé face 2-1, minutul 36, orice se poate întâmpla în acest match, după cum se poate vedea. Ok, Son scapă singur, Son acolo, are viteză, Son pasă în centru, doar că Neuer de data asta este pe fază, Harry Kane și-a rupt o coastă și două mâini, că nu puteau să fie trei. Da, și prima repriză se va termina aici, 2-1 pentru Manchester City la pauză, hai să mergem la repriza a doua, băieți. Mamă, ce filma la cu iPhone-ul, Kylian Mbappé! Mbappé se duce acolo bine, Mbappé penalti, clar acolo, Mbappé obține penaltul, Toni Kroos nu este atent, bag acolo material, Jadon Sancho, poate va fi mai proaspăt Jadon Sancho decât Mahrez și Ronaldo aici, easy gol, Ronaldo marchează din penalti, nu prea ratează Ronaldo penaltiuri și Sui acolo cu Mbappé, bine rău de tot, postura specifică a lui Ronaldo cu pieptul în față. Finalizare lejeră din partea portughezului și se face 2-2. Probabil că vom merge în prelungiri sau poate vom mai vedea goluri, cine știe, orice este posibil, cum am zis. Ben Yedder avansează foarte bine și este faul la Ben Yedder. Okay, bate Toni Kroos și nu bate rău acolo Toni Kroos. Și l-avem pe Darmian care urcă foarte bine. Darmian o pasă la Son. Son nu ajunge la balon. Ok, Neymar acolo, nu prea a făcut cine știe ce meciul ăsta. Paul Pogba o pasă cu călcâiul. Cristiano la Pogba și se face, nu se face 3-2 pentru că scoate acolo Forster. Extraordinar. Șut bun al lui Pogba. Am crezut că este offside prima dată, dar se pare că nu a fost. Ultima fază aici, poate, cine știe, poate marchează băieții cu 5 stele skill moves, dacă Ronaldo este inspirat, pasează acolo la Mbappé. Mbappé mai departe la Pogba, șutul lui Pogba, însă Forster îi salvează echipa aici în ultimul minut și meciul se duce în prelungiri, dar de fapt nu se duce chiar în prelungiri, pentru că voi da penaltiuri, pentru că mi se pare mult mai dramatic să avem penaltiuri aici. Da, meciul va fi decis la penaltiuri, hai să vedem care echipă va câștiga. Harry Kane este primul executant care ratează, sigur? Da, eram sigur că ratează, efectiv n-are nicio treabă Harry Kane. Eu sunt cel mai mare hater Harry Kane. Neymar, dă o scăriță, ce dă Neymar, ia? Mamă, a ratat și Neymar, bă, nu se poate! A ratat Neymar! Ben Yedder poate marca primul gol, însă mingea se duce în bară. Nu mai ratangi avem acum, însă Ronaldo clar dă gol, adică nu se pune discuția la Ronaldo. Cred că De Bruyne bate și el foarte bine, adică bate bine așa dacă e. 3 ratări din partea jucătorilor cu 5 stele Wakefoot până bate Pogba, se termină ziua. 2 hours later. Ia vezi ce încearcă Pogba, înțeleg că ai 5 stele skill moves, dar nici chiar așa. Ronaldo, bă, dar mai ratează mulți jucătorii. 4 ratări acolo din partea jucătorilor cu 5 stele Wakefoot. Iar dacă Mbappé marchează aici, echipa lui va câștiga acest meci. Kylian Mbappé ratează și el peste poartă. Doamne, câte ratări! De asemenea, dacă ratează, va câștiga echipa cu 5 stele skill moves. Corona marchează și loviturile de penalti continuă. Dacă Thiago marchează, echipa lui câștigă. Și Thiago marchează, echipa cu 5 stele skill moves se pare că a câștigat, frate.
Au avut destul de mult noroc la penaltiuri. Mergem la partea de carieră. Până acum este 1-0 pentru băieții cu skill moves, însă experimentul se poate termina la egalitate. Hai să vedem ce se întâmplă la carieră. Ambele echipe sunt într-o grupă aici de Champions League. Manchester City are o grupă mai grea, însă na, astea sunt grupele din realitate. Manchester United într-o grupă mai ușoară. Hai să mergem să vedem care echipă se clasează mai bine în campionat și de asemenea în UEFA Champions League. Eu i-am ales pe cei de la Wolves ca să nu influențez aproape deloc jocul. Da, băieți, campionatul s-a terminat. Hai să vedem cine câștigă Premier League. Iar câștigătoarea Premier League este... O luăm așa frumos ușor. Deocamdată Manchester United și Manchester City nu apar. Ba da, apare Manchester City aici pe locul 4. Destul de slăbus pentru Manchester City, adică pentru echipa 5 Star Wakefoot. Ok, locul 3 Liverpool, locul 2 Chelsea și locul 1 Manchester United, echipa cu 5 stele skill moves. Se pare că câștigă campionatul aici. Hai să vedem care s-a clasat mai bine în UEFA Champions League acolo. Ok, mergem în UEFA Champions League, iar finala se dă între Manchester United și Juventus. Practic nu mai trebuie să discutăm nimic pentru că băieții ăștia au câștigat lejer experimentul ăsta. Totuși, hai să vedem dacă reușește să câștige și UEFA Champions League în fața celor de la Juventus. Câștigătoarea UEFA Champions League se pare că este Manchester United. Mbappé acolo cu trofeul. În realitate nu o să-l câștige prea curând, că a rămas la PSG, dar în fine. Hai să vedem totuși cu cât au câștigat băieții ăștia UEFA Champions League, probabil că la scor, nu? Bă, nu chiar la scor, câștigă cu 2-1 în fața celor de la Juventus și cam ăsta a fost experimentul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți clipuri de genul, nu uitați să lăsați un like acolo, nu uitați să vă abonați. Eu am fost Gianni, v-am pupat!